Ciucă sau geană și de ce? Geană, pentru că președintele României nu înseamnă să stai cu pușca în mână. Geană a fost la mustață și unii zic chiar că a ieșit președinte în 2009. E atunci cineva noaptea mustață. L-au votat peste 5.200.000 de români. A pierdut sau de nu, 70.000 de a fost voturi. O diferență de voturi de 70.000 de voturi. Unii zic că nici nu a primărit, nici nu a pierdut președinția. Cert este că, din punct de vedere al notorietății, stă foarte bine. E greu să te uite 5 milioane de oameni după ce te-au votat și ceilalți 5 milioane au știut despre Mircea Geoană. Este românul sau are o experiență relevantă, uriașă, în diplomație, în relații internaționale și este românul care a ocupat cea mai înaltă poziție internațională într-o organizație internațională, secretar general adjunct al NATO. Din punctul meu de vedere este cel mai calificat și are cel mai bun profil pentru funcția de președinte al României. Un lucru care mă face să îi apreciez și mai mult curajul și hotărârea și capacitatea de a munci și dorința de a face ceva pentru România, este faptul că, deși a pierdut la, mă rog, ca așa dau rezultatele oficiale, la mustață, la foarte puține voturi, președinția României, astăzi vine și candidează independent și le propune românilor un proiect de țară cu o viziune pe termen lung. Dintr-un eșec înveți mult mai mult decât dintr-o victorie. O spun pentru că am trecut prin așa ceva după un episod la fel de dramatic, aș putea spune, ca cel din 2009, doar că la o scară mult mai mică.